Eu sunt Jaime Rizală, am venit aici pentru zilele UDMR-ul, a Ungariei și a României, care, care va ține spectacol de ziua Ungariei. Și avem aici, o să fie mâncare bograș, care se dă pe gratis la oameni de zilele Ungariei, care împlinește 1975 de ani, de când a împlinit Ungaria. Și noi avem aici o plajă aici, care e de la primăria Krasna, care aici primarul care e bucătar, face de mâncare, dă mâncare la oameni, bograț, și noi am așteptăm să vină și spectacolul care cântă de la Nu Spalău, frumos și ușoară. Și o să fie și populară, după aia mâncăm și lapte de bibol, de lapte mâncăm și de capră. Și noi avem nevoie de oameni să fie aici la spectacol, să ne distrăm, să nu stăm acasă ca și bătrânii, ca pensionarii, și noi să avem aici persoane să mâncăm bine, bogaș, sarmale și carto cu carne. Și primarul, UDMR-ul, a mai făcut acum 3 luni de zile, tot așa, bograt de zilele Ungariei, care i-a plăcut la oamenii și i-a plăcut spectacolul și amul va cânta de la zile de la Ungaria, va cânta cineva de la Zalău, maghiare. Nem tus magyar, azt mondjam, kirengen, az ingatom, se látom, magári, krásznál. Na, mondjam, lápti, de zibor, si brúzat de kapra. Kár vagy, meeeem, si, mondjam, si primáru, egyes si vice primáru Miki, fazakás Miki, kár egyes a UDMR-ul, l-am văzut și cu Veg Alexandru, care a fost prefectul Zalăului, și el e UDMR-ul, și vicepreședinte, amui, e senatorul la UDMR-ul. Și noi avem și un deputat UDMR-ul la Zalău, nu știu cum îl cheamă pe UDMR-istul, e un uchel cu mustață, care poartă bicicletă pe ochi. Și noi avem, am așteptăm oameni să mâncăm sarmale, pireu de cartofi cu carne și bograt. După aceea să mâncăm și lapte cu cafeaua, mâncăm și suc. Vă mulțumesc frumos și o zi bună să aveți, Jaime Rizală, vă mulțumesc! Am venit să mă distrez, am venit să mănânc și eu, că maghiarii face mai bună mâncare și face bograf, face sarmalele și omite mulți oameni aici în ei ca să se distrează, să mănânce, că e zilele Ungarii. Și felicitări la zilele Ungarii, că este foarte mult bine, și la domnul Kelemen, președintele Ungaria, îi felicitări că omite în Zalău și o răspuns. Și aici oamenii este cum se distrează, dansează frumos, nu be, nu se face scandal, e bine. E zilele Ungaria, eu mulțumesc la Ungaria că face mâncare bună. Adică românii, că românii când face de mâncare, mă pe bani dă, dar ungurii dă mâncare pe gratis, că are baugraș, are carne de mâncare bună, de sarmalele și făcut din frunză, din verde. Sarmalele, cu orez din căprioară, știi? Și îi pus de, când îi pune orez de căprioare, îi pune smântână de șalată. Și când îi pune de șalată, îi amestecă cu boiar și cu smântână de ulei. Și foarte bună, mâncare bună. Vă mulțumim frumos, sunt Jaime Rizală.